Vaccinarea rămâne în continuare un subiect controversat chiar și în rândul persoanelor care deja s-au imunizat. Frica și nesiguranța nu au dispărut, iar garanția unui scut în fața coronavirusului nu există. Frica și dorința de a scăpa cât mai repede de pandemia de COVID-19 sunt principalele motive pentru care multe persoane s-au vaccinat. M-am vaccinat printre primii, pentru că eu am probleme de sănătate și am zis să evit. Mulțumesc lui Dumnezeu că am evitat, dar nu stau în aglomerație, cum vedeți că stau mai mult singur. La o vârstă care o am, la 77 de ani, și ce să zic, de frică, de moarte. Vaccinarea rămâne un subiect controversat, iar teama încă nu a dispărut. Deși o persoană s-a imunizat cu schema completă, poate contacta virusul la fel de ușor și îl poate transmite. Sunt cetățeni care s-au vaccinat de la începutul campaniei, însă în prezent au dubii în privința serului administrat și spun că pandemia nu este atât de reală precum o prezintă autoritățile competente. Și deci, da, un alt motiv al imunizării ar fi acela de a scăpa cât mai repede de COVID-19. Să vaccineze toți, eu așa zic. Și atunci, ce pot să mai spună mai mari, că găsesc tot timpul câte ceva? Eu așa zic. Să vaccineze toată lumea. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. Da, și vreo 5-6 teste făcute. Da. Eu așa zic. Și atunci o să dispară etapele astea care ne-a albit părul. Că asta e ceva de la ei, nu e. O fi, nu zic, dar nu valul ăsta. M-am vaccinat că am zis că a fost atunci la început și chiar am crezut, dar poate nici nu există asta. Că asta e plan global. Mor oamenii bolnavi de cancer, de alte boli, când au avut unde să internă și hai să trecem la COVID. Deși autoritățile încearcă să convingă populația să se imunizeze împotriva COVID-19, inclusiv prin acordarea unor tichete de masă sau posibilitatea înscrierii la o loterie cu premii în bani, nesiguranța și frica de vaccinare este prezentă printre oameni.